Am intrat în orășelul bănuit de noi Sătuc, clar, în realitate. A început să plouă rău de tot. La plaza central. Până acá abajo. Pero derecho para allá o para acá? Dele, grazie. Dar noi nu avem niciun semn. La bandera roja, aia. Aia, la bandera roja. Si. Ah, si, si, es aquí. Es aquí, aquí, aquí. Sí, 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 esto, esto. Aquí es la bandana. Aquí, sí, 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 la bandera. Uite, uite aici. Aquí, acá, señora. Aquí. Ahora, allá, adelante. Sí, por favor. Perfecto. ¿Esperemos? No, no. Ploua ca la nebuni, pe cuvântul meu de la Piața Centrală ploua de nu prea. Piața Centrală era un maidan. Un fel de teren de joacă. Piața Centrală e asta? Irina se ascunsese sub o copertină de... Era un fel de... Nu știu, nici știu. Scenă! Senor, gracias, senor. Estamos agradecidas. Credo, ăsta este al tău. E al meu, l-am. Hai, muchas gracias, senora. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Muchas gracias de todo. We helped you. Thank you. Am fugit la Irina pe ploaie, prin apă, pe acolo. Erau copii acolo, pe o scenă. O scenă? Da, nu mai contează! Ne-am bucurat când am văzut-o. Ea, ca de fiecare dată, cu același vibe bun. Și cu ce veniți? Noi avem, noi suntem flașcă de la bicicletă. Bine ați venit! Te-a găsit? Ați venit cu taifunul. Da, ne aștepta cu niște castronele. Și avea și cele două cutii. Exact. Da. Aștept cu mâncare? V-am făcut mâncare, m-am gândit că sunteți foarte, foarte înfometați. A fost o zi lungă până acum și mai urmează. Așteptam cu niște, erau niște rădăcinoase așa mari, niște imense, niște imensități. Ce mi-ați adus aici? Niște... Să vadă aici că nu-ți dă niciodată nimic. Ești foarte bun, ne-a luat un nene pe drum, domnul Cezar. Păi și nu vreți să-i mâncați voi? Am mâncat una, da. Cum v-a fost? Greu. Da. Și ce mi-ați adus? Și ploaia tot voi? Da. Nu? Cred că vin andrelele. Deci, Irina, azi am depus cel mai mult efort din viața mea. Am cel mai greu, deci venea să plâng la final, nu mai puteam. Este o zi lungă. Da, mai avem mult. Mai avem mult, iar zarurile n-au fost aruncate. E adevărat, nu mai am decât două cutii. Și mai avem o cursă, mai avem niște misiuni pe drum. Mai avem misiuni care încep chiar de aici, din fața voastră. Ok, ce trebuie? Nu o să vă țin mult de vorbă, pentru că avem multe de făcut. Da. Și este importantă distanța ce se păstrează între perechi. Ok, da. Da? Da. Ați ajuns într-un sătuc afro-columbian, unde se mănâncă un fruct care se numește name. Cum? Name. Name. E ca o rădăcinoasă, nici nu știu cum să-i spun. Un fruct. Da. Și este afrodiziac. Așa. Da, aici în acest orășel se consumă foarte mult, se pare că este foarte bun. Wow, ce auzi, name, legumă afrodiziac. Când auzim de așa ceva în America de Express, știm sigur că o să o luăm pe 7 cărări și ne facem palete. Da, acum fiind vorba de afrodiziac, Irina ne-a spus că sunt tradiționale, lucru confirmat și de cei mulți copii care se aflau în jurul Irinei. Ne-am dat seama că oamenii acolo mănâncă mult fruct cu afrodiziac. Okay. Sunt oameni care vin aici, în acest sătuc, pentru festivalul dedicat Name. Vin special pentru asta. Și m-am gândit să vă dau câte o porție la fiecare. Asta e tu, eu nu te cred. Nu te cred precis de pace acum, alba-neagră. Serios, dacă vreți să plecați cât mai repede, trebuie să mâncați cât mai repede supa oferită de mine. Bine, da. Da. În momentul în care terminați farfuria și plecați, eu o să vă dau și un plic cu următoarea misiune, ca să știți ce aveți de făcut. Plecăm direct. Și plecați direct. Iar scopul acestei farfurii este să îi testăm proprietățile afrodiziace. Așa că atunci când veți ajunge în Cartagena, o să vă rog să convingeți două persoane să vă sărute. Doi băieți. Acea legumă fiind afrodisiac ne va ajuta să găsim o persoană de căciulă cu care va trebui să trecem, să facem următoarea misiune. Și anume să ne sărute. Super. Hai, nu m-am dat niciodată în viața mea la un bărbat să-i zic pupă-mă.
major! Și am zis clar că eu nu mă pup, nu mă sărut cu nimeni. Stai. Eu doar te ajut. Stai că vreau să vă servesc eu. Hai mă, ce te-ai stropit acum? Eu zic că ajunge pe tot. Ajunge, e așa. O porție. Poftă mare. Să zic, cocos, cum e? E excelent de bun. Mamă, ce bun e. Păi, oricum mare lucru n-ați apucat voi să mâncați astăzi. Da. 4, să știi. Ăsta e standardul. Pune-ne este puțin. Puțin nu pot să vă pun. Pune puțin, dar nu mai ai calitate, că noi suntem mici. Am un standard pentru toată lumea. N-am ce să vă fac, da. Trebuie să pun 4 polonice la... Dar nu puneți de-o 2 cartofi. Miroase foarte bine, cartofi. Nu se plânge că-i bun arău. Așa, așa, este un bun. Gata, și super. Toată lumea trebuie să mănânce aceeași cantitate. Bine, dar nu pune 2 cartofi. Ți-am zis de la început, suflă între timp. Prânzică, suflă gata. Suflă că frigerău, mă, e un polonic. Nu, uite. Câte polonice? Păi mai puțin, nu pune cartoful ăla. Ia și... Avem și o porție. Are brânză-ne. Bun. Poftă mare în primul rând și în al doilea rând vreau să testez și eu efectul acestei supe. Și mie mi s-a părut o chestie spectaculoasă, foarte gustoasă, foarte caldă. Bucăți de brânză în ea. Bucăți de brânză de... De brânză de vacă, foarte semitopite, bă, foarte, foarte gustoase. Foarte gustoasă. Este afrodisiac. Așa că imediat ce terminați de mâncat, plecați spre Cartagena, iar când ajungeți în Cartagena, trebuie să convingeți doi oameni să vă pupe, să vă sărute. Păi nu? O joci, dar eu cu ce joc? Când ajungeți în Cartagena, vreau să-mi trimiteți o poză cu două doamne domnișoare care vă pupă. Pentru că ele vor simți cu siguranță efectul afrodiziac al acestei supe. Fantastico! Doamne ajută că e zeamă că mai se scurge pe acolo, pe acolo. Termin cu asta și pe urmă fac ce pot. Această supă, cremă, mama a fost foarte binevenită. Bine, noi mai mâncasem înainte niște arepa. Na. Am terminat de mâncat supa și ne-a spus că putem să plecăm. Așa că, fericire, răsfățați. Fericire, n-am văzut cufere. Da, înseamnă că e de bine. Luați câte un name fiecare. Da. Sunt toți la fel. Un plic de la mine, scuzați că e mototrăit, dar m-a prins ploaia. Haide. Ok, fugiți. Pardon, pardon, signores. Pairina, vă îmbrățișez! Nu mi-a dat seama că am ajuns primii. Bun, hai să ieșim la autostop atunci. Cătălin și Doina au ajuns de data asta primii, rămânând în continuare doar cu o cutie. Următoarea destinație este Cartagena. Pe drum vor primi alte indicații. Să vedem acum cine va lua cea de-a doua cutie. Cu cât mâncați mai repede, măriți distanța între voi și alte echipe. Știți, mă, da? Nu te pot. Surprinzător, foarte bună, dar foarte fierbinte. Am mâncat mai repede, dar frige, stai un pic că mâncăm. Frige rău, dar e foarte bună, jur, foarte bună. V-am zis că este bună. Mm. Și bun pareu că n-ați apucat de să mâncați bună. Cine știe ce astăzi. Ați dar mâncat ceva astăzi? Rău, nu. Am mâncat ceva azi? Nu. Am mâncat ceva azi? Păi tu ne bada două... Ah, te-am făcut. Ah, da. Așa că, foarte bine, să-ți fie de bine. Okay. Ok. Foarte bună. Bă, am inhalat supa aia. Zic, vrei să te ajut? Da, ia. Yeah. Asta trage pe nas mâncare, eu n-am văzut în viața mea așa. Era foame, dar era super bună supa. Ăsta stătea să vorbească, i-a zis, bă, vezi că plecăm în curs în funcție de cât de repede mâncăm. Deci, el, tu dai seama, el n-a... Mănâncă, nu vorbi! Ia pare că mănâncă mai repede. Să nu iau cutie din aia. A, n-ai vii cutie, nu vreau cutie din aia. Bun, să-ți fie de bine, Andreea. Alegeți un name de acolo. Cel mai micul eu. Și acum începe. Hai, Andreea, hai. Ai terminat și tu? Acum. Haide. Și am început să... Și am început să mâncăm, să mâncăm, să mâncăm și mâncam și mâncam, că iar mi s-au ars toate papilele gustative, da? Da, și tu când ai văzut că eu dau. Gata. Hai, gata, terminat. Hai. Gata, terminat. Ne-am zis că ați plecăm o dată. Exact.
Într-adevăr, ați terminat. Gata. Bravo. Și înainte să plecăm, ne-a anunțat Irina să ne grăbim, pentru că... Că suntem pe locul 2. Deci nu mai trebuia să ne mai păcălească. Să trecem, să skipăm partea asta cu păcălitul și să mergem mai departe, să începem etapa 3. Deci am scăpat de două cutii. Yay! Mai avem un hop. Un hop, mai avem unul mic. Mic! Gata, ia. Gata, te pupam! Bun! Vă pup, dragile mele! Și am plecat. Pe ploaie. Din nou să facem autostop. Ultimii ajunși la Irina, băieții se vor procopsi, se pare, cu o cutiuță ce poate ascunde o nedorită eliminare. Mai am? Dragii mei, trebuie să vă spun că am o veste proastă. Vă dau un cufăr. Alege tu bordiț. Pe stânga, la alege pe ăsta de stânga. Asta trebuie să alegeți voi vestea proastă, pentru că este una dintre aceste două cutii. Aia-ți. Deci să ne... Ce să aleg? L-am luat pe primul de acolo. Hai, dar nu vorbim și noi înainte. Ce să mai vorbim, mă, unul sau altul? Ce ești nebună? Vezi, îl pui apoi să le iei pe celălalt? Aveți deja o cutie. Da. Și una este periculoasă, dar două cresc șansele de vești proaste. Da. Bă, te încearcă niște emoții nasoale, pentru că ai făcut tot ce ai putut, ai tras biciclete, domnul amiral, așa. Noi am și crezut că Andrelele atunci încep. Deci noi am făcut niște filme în cap și când am ajuns acolo, toate filmele astea s-au spulberat. Scârlătescu, când a ajuns Scârlătescu, mașina aia l-a luat și l-a dus până în calama. Deci, eram ultimii. Ultimii. Nu, eram ultimii. Luați două fructe de name de aici, câte unul de fiecare. Luați plicul. Și bine că nu spună mol. Ok. Ceva cartof de gigant, păros, așa, da. Să vă puneți pelerinele, pentru că nu pare că se va opri prea curând. Nu, nu, nu. Da, da. Hai să ne... Și vă mulțumesc pentru pufuleți. Să rămână. Plăcere. Și vă țin pumnii, succes, băieți. Ne vedem mai târziu în Cartagena. Da. Hai să afli mai multe despre Aventura America Express. Poți să urmărești podcastito Express, care e o producție exclusivă Antena Play. Dar trebuie să te abonezi. Da, da, da. Dar e bine să te abonezi. Vamos a bailar, vamos a bailar.